Vicecampionii de la volei municipal Zalău au bifat sâmbătă seara a noua victorie din actuala ediție de campionat, scor 3-0 în fața echipei CS Unirea Dej. Oaspeții au câștigat primul punct al întâlnirii și au condus cu 1-0 în primul act. Zălăoanii au egalat la faza imediat următoare și au trecut la conducerea ostilităților în teren, astfel că la cele două time-out-uri tehnice ale setului inaugural, volei municipal Zalău avea avantaj de 2 puncte, respectiv 5 puncte, pentru ca în final să câștige actul inaugural la 7 puncte diferent, scor 25-18. Istoria s-a repetat și în setul al doilea. Vicecampioana a condus cu 8-6, respectiv 16-11 la cele două time-out-uri, iar până la final și-a mărit avantajul la 9 puncte și a câștigat al doilea parțial cu 25-16. La scorul de 2-0 la seturi, în jocul sălăjenilor a apărut o relaxare prematură de care oaspeții nu au ezitat să profite. Echipa din Deja a început actul al treilea cu mai mult curaj și au preluat conducerea scor 6-2, moment în care Stoian Stoiev, antrenorul echipei zălăoane, a solicitat timp de odihnă. Zălăoanii au redus din diferență și s-au apropiat la 2 puncte până la primul time-out tehnic al setului. Volei municipal Zalău s-a apropiat la un singur punct, 10-9, moment în care Marius Dascălu, coordonatorul de joc al echipei vizitatoare, a avut o ieșire nervoasă, penalizată de arbitrul principal cu cartonaș roșu, și gazdele au egalat 10-10, după care au preluat conducerea cu 12-10. Oaspeții au încercat să țină aproape și au reușit să egaleze 12-12, dar nu au putut ține pasul cu formația de la poalele Meseșului și au cedat actul cu 25-17, astfel că partida s-a încheiat cu victoria categorică a sălăjenilor, care s-au apropiat la 2 puncte de VCM Tomis Constanța, grupare care a acumulat numai 2 puncte în urma victoriei cu 3-2 obținută în deplasare în compania echipei CSM-ul Craiova.